Parcă miroase a gaz sau poate mi s-a părut. Ceilalți membri ai familiei nu au sesizat mirosul. Sigur mi s-a părut, astfel ar fi simțit și ceilalți ceva. Oare ce ar trebui să fac într-o asemenea situație? Cu siguranță, mulți dintre utilizatorii de gaze naturale au trecut măcar o dată printr-o astfel de situație. Din păcate, nu de puține ori s-a dovedit că ceea ce au părut a fi alarme false au devenit evenimente tragice. Tratarea cu superficialitatea scăpărilor de gaze a stat la baza numeroase incidente soldate cu pagube materiale și victime. Utilizarea gazelor naturale în condiții de siguranță presupune, fără echivoc, o atitudine responsabilă și un nivel de conștientizare și implicare ridicat din partea consumatorilor, care trebuie să aibă în vedere faptul că ei sunt cei care pot preveni producerea unui eveniment grav prin intermediul unui simplu apel telefonic către distribuitorul de gaze naturale. De aceea, E.ON Distribuție România recomandă tuturor cetățenilor să păstreze numerele de urgență la îndemână, iar dacă simt miros de gaz sau constată declanșarea alarmei la detectorul de gaz, să anunțe imediat dispeceratul companiei, astfel încât echipele E.ON specializate să intervină la timp pentru ca apariția unor evenimente grave să poată fi evitată. În cazul în care simt miros de gaz în interiorul imobilelor, cetățenii sunt rugați să aplice următoarele măsuri de siguranță: să stingă toate focurile, să deschidă imediat toate ușile și ferestrele, să nu manevreze aparate electronice, să nu aprindă lumina, să nu verifice cu flacără instalațiile de gaze naturale și să sune imediat la dispeceratul de urgență al E.ON Distribuție România la unul din numerele de telefon unice 0265 20928, număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telecom și cu tariful operatorului pentru toate celelalte rețele de telefonie, sau 0800 800928, număr gratuit apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă. Dispeceratul E.ON Distribuție România funcționează în regim non-stop și asigură servicii specifice de preluarea apelurilor și intervenție pentru locuitorii din cele peste 1000 de localități din cele 20 de județe din area de competență a companiei.